Ministrul Economiei Mihai Fifor a declarat duminică, într-o vizită oficială la Abrud cu ocazia Zilei Minerului, că firma Cuprumin Abrud reprezintă un exemplu de bună practică. Astăzi de dimineață, împreună cu cei din conducerea Cuprumin și cu domnul deputat Dârzu, cu doamna secretar de stat Simona Țeghiu Jurș, care răspunde de zona aceasta de resurse minerale în cadrul Ministerului Economiei, am făcut o vizită, zic eu, destul de îndelungată în exploatarea de la Roșia Poieni în uzină și am încercat să discutăm la fața locului așa cum arată lucrurile în momentul de față. O vizită pe care mi-am dorit-o pentru că pentru noi în portofoliul Ministerului Economiei în momentul de față, cu mine sa, reprezintă, dacă vreți, un exemplu de bună practică. O companie cu capital românesc care a reușit să depășească o perioadă foarte grea în existența sa și care în momentul de față produce și produce foarte bine. O companie pe care, prin programul de guvernare pe care Partidul Social Democrat împreună cu partenerii de la ALDE ne-am asumat să o sprijinim pentru a se dezvolta, pentru a se retehnologiza, pentru că intenția noastră este foarte clară și este asumată de-a lungul guvernării noastre în a sprijini industria românească, în a sprijini industria capital românesc și în a încerca să dezvoltăm toate aceste capacități de producție. Desigur, sunt foarte multe alte probleme care se discută încă la nivelul conducerii Cuprumin SA și la nivelul Ministerului Economiei. Sunt planuri de investiții foarte interesante pentru perioada imediat următoare. Și probabil că știți că în programul de guvernare noi avem în intenție să reluăm și industria metalurgică în zonă. Încă discutăm să vedem care este cea mai bună opțiune pentru acest lucru. S-a discutat despre Zlatna. O să vedem în ce măsură și cum vom dezvolta acest lucru. Cred că, de asemenea, este foarte bine cunoscut faptul că prin Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții pe care îl vom lansa începând cu anul viitor, încercăm să investim de asemenea în companiile capital românesc, pe de o parte în cele care pleacă de la Greenfield, de la firul ierbii, pe de altă parte în investițiile Brownfield și aici ministerul nostru are un program special de inventariere a siturilor din zona minieră. De asemenea, vă mai informez că în săptămâna imediat următoare noi avem intenția ca undeva până la 1 septembrie să venim cu legea minelor, o lege care va reglementa foarte multe chestiuni în domeniul mineritului și totodată, tot până la 1 septembrie, vom veni și cu legea apelor minerale. Joia trecută, în ședința de guvern, am reușit să promovăm programul geologic național. Și toate acestea, dacă vreți, se întrepătrund pentru ca Ministerul Economiei să aibă un pachet legislativ în septembrie, la debutul sesiunii parlamentare, pachet asumat prin programul de guvernare. Subliniez, dacă mai e nevoie, faptul că ne dorim în guvernarea noastră încurajarea și dezvoltarea companiilor cu capital românesc. Compania exploatează zăcământul de cupru de la Roșia Poieni, loc în care se află mai bine de jumătate din rezervele de cupru din România. Aceasta are în primul semestru din 2017 un profit de 25 de milioane de lei în creștere față de anul 2016. Cuprumin se află încă din 2006 pe profit, dar anul acesta este cel mai bun din punctul de vedere al creșterii. Cuprul exploatat la Roșia Poieni este exportat în China. Avem o rezervă de care ne asigură exploatarea pentru peste 20 de ani. Dacă se intenționează să exploatăm sau să prelucrăm mai mult, se pregătește și exploatarea în subteran. IPEG-urile înainte de 1989 au făcut cercetarea și pregătirea pentru exploatarea și în subteran. Asta ne mărește rezerva de minereu și ne creează o viață mai lungă. Unde pleacă minereul? Minereul pleacă deci la concasorul minereu.
întrebarea. Deci minereul pleacă, îl transportăm cu basculante de 100 de tone, un kilometru, un kilometru jumate la concasor, de la concasor pe releu de benzi, merge la uzina de preparare, 2 km și jumătate. Produsul finit? Produsul finit, deci la uzina de preparare obținem un concentrat cu 20% conținut de cupru. Ca să vă, deci minereul mineralizat, minereul nostru are un conținut de 0,37-0,4% cupru. Deci noi îl prelucrăm, îl măcinăm și îl în flotație. După flotație ajunge la un conținut de 20-21% cupru. Unde exportați? Unde îl vindem acum la o firmă românească care îl duce mai departe în China. Acum am avut licitațiile și am avut 7 pretendenți pentru o licitație internațională care sperăm să fie de mare succes pentru Cuprumin. Unde au fost de 7 participanți și suntem în derularea procesului de licitație. Cât e de rentabil? Rentabil aveți și în documentație, în comunicatul de presă, deci din 2006 Cuprumin este pe profit, anul trecut a fost un profit de 7 milioane. Anul acesta putem să fiu până în prezent avem un profit de în jur de 25 de milioane de lei. Vorbim de lei. Ce înseamnă asta pentru economia națională? Pentru economia națională, deci Cuprumin, să precizez, Cuprumin este o companie 100% de stat. Pentru economia națională, știu, pot să mă pronunț ce înseamnă. 60% din rezerva de cupru a României este la, în acest zăcământ. Avem 560 de locuri, acum avem 540, dar vom trece și la o angajare de 20 de persoane. Avem aprobat 560 de locuri. Întrebat dacă va mai fi vorba de vreo privatizare a companiei miniere, ministrul economiei a declarat că aceasta va rămâne fără doar și poate în proprietatea statului, care va fi acționar majoritar. Nu cred foarte mult în această idee a privatizării. Eu cred că în momentul de față Cuprumin S.A. arată că trăiește cu investiții foarte serioase și sănătoase. Cuprumin S.A. poate și este o companie care arată că putem produce la noi în țară fără niciun fel de problem. Și statul va rămâne în continuare acționar majoritar fără niciun fel de... În acest an, compania Cuprumin a achiziționat 2 autobasculante de mare tonaj, ce au costat câte 1 milion de euro, și are de gând să facă și alte investiții în utilaje performante. Numărul de angajați ai Cuprumin este de aproximativ 540, iar anul acesta se vor mai face angajări. De asemenea, un record al extracției de concentrat de cupru s-a realizat tot în anul 2016. 39.000 de tone de concentrat de cupru cu o puritate de 20%, din care s-au obținut 7.900 de tone de cupru.